Inaugurarea arenei va avea loc în partida din 19 mai cu fece voluntari, în etapa a noua a play-out-ului Superligii. Chindia a anunțat că biletele pentru acest meci au fost puse deja în vânzare. Tichetele vor fi disponibile atât online cât și de la casele de bilete amplasate la intrarea în tribuna a doua, strada justiției numărul 3 din Târgoviște. Potrivit clubului, biletele costă 50 de lei la tribuna 1, sectoarele B, C, D, E și F și 40 de lei la sectoarele A și G. La tribuna a doua, biletele costă 30 de lei și 20 de lei în funcție de sectorul ales. Casele de bilete vor fi deschise după următorul program: joi 18 mai 10-17, vineri 19 mai 12-20-30.